Salutare, numele este Cristi și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Clash Royale. Dacă mai doriți episoade, v-aș ruga să lăsați un like și, după cum puteți vedea, m-am întors. Probabil mulți dintre voi v-ați întrebat de ce am lipsit două zile pe YouTube. Faza este că m-am simțit destul de nașpa și nu prea am avut chef să filmez, dar vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea și tot suportul acordat de voi. Voi sunteți cei mai tari fraților, cu toate că n-am postat tot, a fost mare suport pe canal și asta îmi place să văd de fiecare dată. Deci dacă și la acest episod ați putea să apăsați pe acel buton de like ar fi perfect. Astăzi, după cum puteți vedea în titlul și în thumbnail, iarăși au venit ofertele de mama focului. Puteți să le vedeți, Super Magical Chest, iarăși avem și un Magical Chest aici. Foarte multe gemuri, foarte mult gold și foarte mult profit. Credeți-mă că o să ne pice de fiecare câte o legendară. Deci dacă vreți să vedeți cum le cumpărăm, lăsați acum un like. Și cred că o să le cumpăr la finalul episodului. Nu vreau să vă grăbiți până atunci să le deschidem cum începem episodul. Deci așteptați până la finalul videoclipului și haideți să începem. Probabil vă întrebați ce am mai făcut în aceste două zile în care am lipsit. Păi am mâncat, fraților, eu m-am simțit bine. Deci chiar m-am recreat așa puțin. Am intrat în spiritul vacanței. Vreau să lăsați și voi în comentarii dacă ați intrat în vacanță. Adică presupun că toată lumea a intrat, cum am intrat și eu. Dar cine știe, poate cineva dintre voi încă mai merge la școală, n-am de unde să știu. A pus și ăsta beții în cel mai prost moment, din păcate pentru mine. Eram pregătit acolo cu Zeful pentru că știam că o să vină ceva de aer, totuși să oprească balonul meu, dar am văzut că n-are beți, a pus doar un wizard, am zis, bă, trebuia să fac ceva acolo. O să pună un knight în spate, să vedem ce are pentru noi. Pekka, ok, bun. Asta o să fie destul de greu. Trebuie să ne apărăm de Pekka în felul următor. Trebuie să punem mai zgolem aici niște beți deasupra și ar trebui să fie bine, doar că din păcate nu, pentru că a pus un wizard acolo și ăla o să ne cam strice distracția. Arrows peste tot ce avem aici. Așa, beți peste ăsta. Iar pe calul ăsta ar trebui să moară, cred. Nu cred că ar mai trebui să mai pun ceva pe el. Boss, mori, mori, mori. Oh my fucking god, ce prost stau cu timpul. Ok, m-am descurcat destul de prost aici cu timingul. Trebuia să pun ceva ca să nu-mi iau un hit, pentru că un hit de la Pekka de level 6 e ceva pe turn. Credeți-mă, e ceva pe turn. Nu știu dacă s-a întors la beți lui, dar sigur are wizard. Are fireball, a folosit mult prea mult elixir pentru chestia asta. Deci a folosit... a folosit 5, e perfect. Dar măcar a ajuns bomba noastră la turn, ceea ce e bine, dar a fost super nașpa că l-am lăsat să dea un hit pe partea aia, pentru că acum o să vrea să pușeze pe partea asta, presupun, nu? Boss, de ce pui knight acolo? Nu vrei tu să pușezi pe partea din stânga? Ai mai mult damage dat aici. Wow, tu chiar vrei să pușezi pe partea dreaptă, am înțeles. Ești un player foarte perspicace. Cred că o să trimiți și un balon pe partea cealaltă, numai așa de distracție, știi? Știu că ai niște beți, deci trebuie să-i văd. Oh, ok, ai spirit, o să dea cu fireball acolo? O să dea și are fireball mult prea mare ca să pot să... ca să poată să ajungă balonul meu acolo. A pus și Pekka-ul pe jos. Cred că aștepta asta în caz de orice. În caz că îmi puneam eu Mega Knight-ul, trebuia el să-și folosească Pekka-ul. Trebuie să ne apărăm pe partea asta. Nu putem să mai pușăm pe partea cealaltă. Trebuie să avem mare grijă aici. Hai să atragem totul pe partea din stânga. Ok, îmi trebuie Mega Knight-ul chiar acum pentru wizardul ăsta și Pekka. O să ignor beții de pe partea aia. Oricum au murit. Mega Knight-ul nostru are foarte puțină viață, din păcate. Și match-ul ăsta e destul de greu. Nu știu exact ce să fac ca să câștig. Nici eu nu dau damage, nici el nu dă damage. Și asta este foarte ciudat. Ok, s-a gândit și el să pună pe calul pe partea corectă. Boss, trebuie să-mi fac aici push-ul vieții mele. Unde-s beții aia? O să dau prim. Oh, shit, prizepul meu a fost foarte bun, dar o să dea și cu fireball acolo sau... Ok, a ajuns balonul nostru acolo, perfect, wizardul ăla o să moară de bombă. Trebuie să avem mare grijă pe partea asta cu Pekka-ul ăsta. Cred că o să trebuiască să pun un Mega Knight de apărare. Pekka, dacă ai murit curând ar fi perfect. Pekka, 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 aoleo. Pekka ăsta îmi distruge viața, dar cred că o să iasă egal meciul acesta, nu cred că pot să... duc meciul până la final. Fireball peste aia și din păcate bomba noastră o să ajungă acolo totuși.
Dar nu o să fie de ajuns pentru a câștiga meciul, din păcate. Asta a fost puțin nașpa pentru un prim meci, a ieșit egal, v-am spus. Deci eu tot ce urăsc mai mult în Clash Royale este să iasă un egal cu 0-0 trofee. Adică, înțeleg, frate, egal la 1-1. A jucat, nu mai era timp, e ok. Bă, da, 0-0, să nu faci nimic 3 minute și puțin, mi se pare prea mult. Timp pierdut, frate, efectiv timp pierdut. Hai să vedem ce putem face acum. O să încep cu Nice Golem aici. Electro Wizard pe partea asta. Asta e puțin nașpa. Sparky mă aștept la un Giant. Și n-am făcut bine deloc, pentru că Electro-ul meu l-am pus în spate, a dat cu Lightning pe el. Și aveam mare nevoie acum când dropam Sparky-ul ăsta. Te rog, prinde prințesa. Ok. O fiind de ajuns de meci pentru... Ok, asta vreau să văd. O fiind de ajuns de meci pentru a omorâ... Inferno s-a întors pe mine. Pe goblini, adică voiam să zic. L-a lăsat pe Mega Knight în pace, s-a întors pe goblini. Oh my fucking god, nu mă așteptam să se întâmple asta. Am zis, mamă, ce greșeală am făcut. Holy shit, am și omorât Electro. Ăsta nu o să fac absolut nimic aici. Am dat o tonă de damage pe partea aia. Ok, ăsta a fost mare noroc. Good game. De ce îmi zici, boss, deja good game? Că nu s-a terminat meciul. Dar chiar am jucat super bine la faza asta, foarte mult. Ok. Goblin gang de 13. Prima oară când văd așa ceva, presupun. Turnul ăla e mort și cred că s-a lăsat. Nu știu dacă o să mai încerce să mai joace. Sparky Goblin gang. Da, ok, nu s-a lăsat. Avem aici un player care chiar ține la trofeele lui și chiar are speranțe că poate câștiga. Nu-i nimic, eu apreciez. Chiar apreciez puterea ta. Oh shit, deci nu are Giant, are Royal Giant. N-am nicio problemă cu asta, o să moară și asta destul de ușor aici, dar level mare, frate, foarte mare levelul la cărți. Am nevoie de un Goblin Gang aici să ne apărăm bine de acest Inferno. Inferno-ul nu o să moară decât dacă o să-i dau eu un zap chiar acum. Perfect. Și cred că o să-i dăm 3 stele de tipul ăsta dacă nu o să se apre până la final. Perfect. Cu toate că nu o să se întâmple asta, probabil o să-i dăm 3 stele. Sigur am câștigat, dar probabil o să-i dăm 3 stele. Mega Knight peste ăștia. Am nevoie de un balon foarte rapid. Balon, el a pus Sparky. O să pune și el un Electro sau ceva? Uite, Electro, o să pun și eu un Electro chiar aici, pentru că a pus Inferno și mult value aici. Și ăsta a fost turnul, a ajuns balonul cu mare succes acolo și am câștigat meciul cu 3 stele. Perfect. Hai că mi-a plăcut meciul ăsta. Hai să mai dăm un meci să vedem dacă putem ajunge la 4100 de trofee și cum o să ne descurcăm. Și după o să deschidem toate ofertele alea. Presupun că o să le cumpăr pe toate. Nu o să fac 2 episoade în care cumpăr 2 sau ceva. Cred că o să le deschid pe toate. Asta e tot ceea ce contează. Mega Knight. Ok. Nu știu ce deck are ăsta și cu ce o să mă surprindă. Oh! Iar dăm de Royal Giant. Royal Giant de level 13 mai precis. A dat cu Zepo acolo să prindă vreo 3 hituri. A prins Royal Giant, a prins 4 hituri din păcate pe turn. Nu putem lăsa ca prințesa asta să rămână. Ok, pot face în felul următor. M-am gândit cum să omori prințesa asta fără să-mi fac eu prea multe probleme cu bomba de la balon, frate. Trebuie să atragem mini pack-ul ăsta repede pe partea asta. Balonul o să prindă un hit și cred că o să-i omoare și prințesa dacă nu fuge ea prea departe. Bandita asta o să-mi facă probleme aici. N-am elixir pentru ea, dar mi-a făcut foarte mult damage din păcate. Hai să dăm și noi un electro aici ca să omorâm prințesa asta, pentru că nu vrem să luăm chip damage mai deloc. Este foarte greu să nu luăm, dar faza este că o ducem destul de prost în elixir și trebuie să mă refac, să mă regenerez, pentru că n-am destul de mult elixir pentru Royal Giant-ul lui. În caz că pune ceva, cred că cea mai bună apărare ar fi Bats și Mega Knight. Da, faza nasoală este că are are Zap și e destul de greu să mă apăr de Royal GG când el are un Zap. Mini pack acolo, sper. Nu, ok, bun. Ăsta este mort. Royal Giant-ul face o tonă de damage pe partea asta. Oh my god. Defense-ul e pur și simplu oribil. Trebuie să oprim bandita asta de data aceasta. Nu o pot lăsa să mai facă mult damage acolo. Noi de-abia am făcut câtva damage și
Ăsta mi-a dat damage pe ambele turnuri, din păcate. Mega Knight. Mega Knight, te rog, pune-te la timp. Ok, bun. Unde e Royal GG-ul tău, boss? Unde e mini pack-ul tău, de fapt? Nu o să pui nimic. Ice Wizard, ok. O să lasă la acolo, pentru că bomba de la balon o să omoare prințesa. Nu prea îmi faci mare probleme. O să pun și un Goblin Gang aici, în caz că dă zep pe ăia. Perfect, au mai rămas câțiva goblin pe partea asta, i-am distrus turnul, dar el o să ne lase super low pe ambele turnuri și asta este nașpa rău. Prințesa aia n-a murit, what the fuck. Nu m-am uitat prea bine pe partea aia, dar cred că balonul încă rămăseseră în viață și mai avea el ceva viață pe acolo. Mini pack-ul ăsta e o problemă. Ok, bun, ok, 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 oprește-te. Oh! Oh, nu, 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 yes, oh my fucking, acum am câștigat meciul ăsta, am nicio idee ce s-a întâmplat. Holy fuck, era să-mi iau rău pe cocoașă. Hai că ne-am descurcat destul de bine, hai să luăm și noi aici niște goblini în plus la băiatul, nu o să strice. Și haide să deschidem aceste oferte, foarte mare lagul pe shop este, pentru că sunt foarte multe lucruri adăugate, este special holiday offers, special boost, noile chesturi care nu sunt updatate pe... Bine, pe telefon merge foarte bine, merge fără lag, doar că pe programul ăsta pe care filmez eu, Clash Royale, lăguiește puțin, deci... hai să intrăm în Clash Royale pe telefon și să cumpărăm ofertele astea. O să cumpăr pe cea mai scumpă, hai să vedem ce o să ne pice. Bineînțeles, o să vă arăt și vouă. Ok. Și... ați finalizat. Dacă îi dau reload, ar trebui să fie bine. No, se deschide aici. Oh my god, reload. No, mi se deschide aici, man. Voiam să... unde e? What? Nici măcar nu pot să văd dacă mi-a picat ceva din ăsta. Deci fiți atenți. Eu sunt aici. Mi-a apărut ca și cum s-ar deschis chest-ul și mi-a apărea connection lost, reload. Mi-a dat... puteți vedea și aici, mi-a dat gold-ul, mi-a dat gemurile. Dar unde-i chest-ul? Nu știu ce mi-a picat sau dacă mi-a picat o legendară. Trebuie să-mi fi picat o legendară, dar nu știu exact ce. Deci nu mi s-a întâmplat asta niciodată. E mult mai greu să faci cumpărături de pe telefon și să poți să arăt chestia asta pe calculator. Dar apare mi s-a deschis chest-ul, uitați-vă aici. Este... ok. Da, am foarte mult gold, what the fuck, nu cred că am avut atât de mult gold în viața mea. Cred că cu goldul de pe aici și toate ofertele astea, tot n-o să pot să mă... apropo, sunt răcit. Tot n-o să pot să mă ridic până la level 12, este foarte greu să dai level up la level 12, deci asta o să fie un pic mai greu, dar hai să mai deschidem și celălalt super magical chest. Acum o să încerc să nu mai fac vreo prostie, să-mi dea crește aici sau ceva. Nu cred că pot să fac să vă arăt asta pe calculator, adică chiar pe filmare, deci o să trebuiască să-mi ridic eu telefonul la facecam în felul următor. Dacă ar și merge parola. Acceptăm degetul, boss. Ok, bun, am înțeles. Nu vrea să-mi accepte degetul. Asta sună destul de ciudat, dar credeți-mă pe cuvânt că asta se întâmplă în momentul de față. Haideți să cumpărăm de chestia asta. Yay! Am cumpărat-o. Și să vedem ce poate să ne dea. O să arăt acum direct așa, pentru că nu vreau să mai fac vreo prostie. Ați finalizat. Perfect. Uitați-vă aici. Ok, stai că trebuie să... nu! No! Încerc să nu mai deschid nimic până nu fac aici luminositate chestii. Spear Goblin! Valkyrie! Ah! Beți! Holy fuck, câți beți mi-a dat! Am nevoie de ei! Tombstone și o legendară o să ne pice. Mamă, ce cringe când fac chest opening-uri de genul. Hai să vedem ce legendar o să ne pice. Nightwitch. Ok, Nightwitch-ul e destul de mare. Mai am nevoie de singură carte și să-l fac de level 3. Cu toate că nu l-am folosit aproape niciodată. Și uitați-vă la imagine. Ok, cam atâta. O să deschidem pe acest episod. Nu cred că vreți să deschidem și Magical Chest-ul acela. Oferta de 25 de lei. Dar dacă vreți, lăsați un like. Uitați-vă și voi care e imaginea, e destul de ciudată, mie îmi place cum arată, dar, în fine, cam atât o să facem noi cu acest episod, eu am fost Cristi și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!